Zeci de artiști și oameni de cultură din Deva, colegi și prieteni cu Doina Reghiș Ionescu, au umplut astăzi sala de ședințe a primăriei Deva. Toți au venit ca să fie alături de Doina Reghiș când este numită cetățean de onoare al municipiului Deva. Diploma i-a fost înmânată de către primarul Petru Mărginean. Vă felicit! Stimate domnule primar, stimați consilieri, dragi colegi și prieteni, sunt deosebit de onorată pentru acest titlu de cetățean de onoare al municipiului Deva, înaltă distinție acordată unui om al culturii, un fervent ambasador al artei vizuale pe plan local, național și internațional. Acest titlu onorific este ca o încununare, ca o recunoaștere al celor 4 decenii de activitate în slujba culturii de vene și hunedorene și naționale. Un deosebit cetățean de onoare, vă mulțumesc și numele Consiliului Local, vă apreciem munca și vă dorim multă sănătate. O zi frumoasă și un an bun! Doina Reghiș Ionescu este membru al Uniunii Artiștilor Plastici și a fost timp de 25 de ani cercetător la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. De asemenea, în decursul timpului a publicat 3 cărți și a vernisat multe alte expoziții personale și de grup.